Avuția cea mai de preț. Pe timpul lui Alexandru Macedon, între Macedonia și Grecia era pace. Aceasta și din pricină că grecii aveau un conducător vrednic, care însă din pricina cinstei lui era destul de sărac. În semn de prețuire pentru cinstea și vrednicia lui, Alexandru i-a trimis un dar de 100 de talanți de aur. Omul cel cinstit și sărac era tocmai la fântână, scotea apă. Și când îi văzu venind pe trimișii lui Alexandru, îi întrebă, pentru ce îmi trimite Alexandru acest dar atât de mare? Fiindcă ești cel mai cinstit om din Atena, răspunseră ei. Dacă regele mă socotește așa, zise el, lăsați-mă așa. Eu pot munci cu mâinile mele, soția mea mă ajută, așa avem de ajuns. Și nu primi darul. Bine, dar primește-l atunci pentru copiii tăi, ziseră ei. Dacă copiii mei vor fi înțelepți, vor avea destul din ce mi-ajunge și mie, răspunse el. Dacă nu vor fi înțelepți, atunci le va fi prea mult și ceea ce le rămâne de la mine. Fraților, să nu iubim pe Dumnezeu numai cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. 1 Ioan 3,18. Ce spun Sfinții noștri părinți? Sfântul Ioan Gură de Aur. După cum cineva uitându-se la frumusețea cerului zice, slavă ție Dumnezeule, tot așa trebuie să poată zice și când se uită la purtarea celor credincioși. Nimic nu-l face pe credincios mai cunoscut și mai vrednic de cinstire în mijlocul celorlalți oameni decât practicarea virtuții spre binele tuturor. Domnul nostru Iisus Hristos voiește ca fiecare creștin să fie lumii dascăl spre învățătura cea bună, aluat spre dospirea sănătoasă, sare spre împiedicarea stricăciunii și lumină spre mântuire așa cum este El. Și numai acela care este așa, este cu adevărat un creștin și lucrează mântuire pentru sine și pentru alții. În epistola către Diognet este scris, ceea ce este sufletul în trup, aceia sunt și credincioșii în lume. Părintele Iosif spune, oastea Domnului este un foc ceresc care arde pentru Dumnezeu, pentru aprinderea noastră și aprinderea altora spre o viață sfântă, pentru mântuirea noastră și a tuturor oamenilor. Lucrarea Domnului nu este altceva decât o întoarcerea noastră la trăirea frumoasă a fraților și surorilor din epistolele Sfântului Apostol Pavel. Și cum aceia au dus în mijlocul neamurilor păgâne lumina învățăturii și vieții lui Hristos, tot așa trebuie să arătăm și noi în mijlocul stricăciunii și păgânismului de astăzi frumusețea unei vieți cu adevărat după voia și după porunca lui Iisus. Lucrarea aceasta a Domnului s-a născut în mijlocul bisericii noastre și în mijlocul poporului nostru. Ea trebuie să rămână o flacără sfântă de credință în biserică și o lumină binefăcătoare în poporul nostru, că numai așa își va împlini cu adevărat solia ei. Amin.